Spiritul civic există în orice societate normală, chiar dacă numărul celor care îl pun în practică nu este întotdeauna suficient de mare. Vrem o țară ca afară, spun cei mai mulți dintre cetățeni, însă puțini sunt cei care dau un exemplu pozitiv în mulțime. Deși avem coșuri de gunoi așezate la fiecare pas în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, se pare că nu este suficient pentru anumiți cetățeni. Aruncatul gunoaielor pe jos este încă un obicei care se mai practică și printre mehedințeni. Ceea ce adeverește că cetățenii nu mai folosesc coșul de gunoi este faptul că la 5 metri aici avem un coș de gunoi, iar acolo este plin de deșeuri. Românii apreciază civilizația din Occident, dar nu sunt dispuși să respecte reguli elementare, cum ar fi păstrarea curățeniei în spațiul public. Nu e corect. Corect. Trebuie să fie și la noi ordine și disciplină ca afară. Dar mai avem până ajungem acolo. Vedeți oamenii în jurul dumneavoastră care aruncă pe jos? Chiștoace, țigări. Afară dai amendă dacă ești mâncat. Am fost afară. Am fost și în spital și am fost și... Avem ordine de disciplină. Am o părere proastă despre cei care aruncă chiștoace, hârtii, plase de plastic, pentru faptul că orașul totuși este întreținut curat. Așa, oamenii își fac treaba, dar totuși sunt și excepții. Vedeți dumneavoastră, poate uitați masca, uitați-o pe jos și dacă mai mergeți mai decolo, se găsește. E vorba de gradul de educație a populației în general. E vorba și de gradul de civilizație, de bunul simț, de creștere, de 7 ani, dar aici nu-s de acord cu curățenie. Vedeți în jurul dumneavoastră oameni care aruncă pe jos? Bă, destui. Le fac, care le pot face, le mai atrag atenția, dar sunt unii care nu pot să-ți iei cât ești la bătăie. Niciodată evoluția nu s-a făcut peste noapte, deci trebuie să fim conștienți că pașii mărunți sunt importanți. Păstrarea curățeniei în spațiu public este un pas important pentru o societate modernă. Totodată nepăsarea din jurul nostru se simte, iar românii sunt corigenți la simțul civic.